Lista finală a candidaților filialei ieșene a Alianței Liberalilor și a Democraților a fost depusă la biroul electoral. Pentru Senat, lista este deschisă de către copreședintele ALDE Iași, Vasile Șalaru, urmat de Mihai Amarandei. La Camera Deputaților, prima opțiune este parlamentarul Varojan Vozganian, iar locul 2 este ocupat de actualul consilier județean Ciprian Roșca. Dezideratul filialei Iași a partidului Alianța Liberalilor și Democraților este de a scoate un scor care să ne permită să trimitem în Parlamentul României cel puțin un senator și doi deputați. Rămâne ca noi să reușim să convingem electoratul că merităm votul cetățenilor Iașului.